În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniat 1, 134 aliniat 1 litera A și aliniat 5 prin discuția primarului 163 din 19-7 a fost convocată și disordinară a Consiliului Local pentru luna iunie. Toate proiectele care se află pe ordinea de zi sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele comisiilor din toate Consiliul Local de Regiuni. Rog doamnele și domnul consilier care au un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența obiectivitatea să se abțină de la deliberare și de la adoptare. Să aprobăm, vă rog, procesul verbal al ședinței din 24-a, 6-a. Cine este pentru? Îi dă direct la proiect, nu citim, nu zice, nu? Nu, procesul verbal, 26-a, 24-a. Acum vă rog, dați proiectul în ordine de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 25-7-2024. Aprobarea numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din 26-6-2024. Numărul 2. Proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 1-2024 și stabilit ca programul de măsuri pentru eficientizarea acestui activități, inițiativă primară Enea Ecuciprian. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personale a persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1-2024, inițiativă primară Enea Ecuciprian. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru iunie-august-octombrie 2024, inițiativă primară Enea Ecuciprian. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați și a devizului generale actualizate cu procedura de achiziție, proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții, sistem de canalizare și alimentare cu apă în localitățile Brătila și Drăgugești, Comuna Ilegiu, Județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salite, precum și a sumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate din bugetul local pentru realizarea obiectivului, funcția pe primar, Ionel Cuciprian. 7 diverse. Începem cu proiectul numărul 1. Cine este pentru? Abțin? Proiectul numărul 1. Aprobarea procesului la ședință este propusă aprobarea. Începem cu numărul 2. Proiect de hotărâre privind analiza statul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 1-2024 și stabilit ca programul de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Cine este pentru? Discuții. Se vrăbește acolo. Nu sunt discuții. Cine e pentru? Nu trezește nimeni. La sfârșit. Nu dați. Nu dați noi așa. Care nimic, nici la vorbă, nu avem nimic de spus, de ce am trecut, de ce am... Supunem spre aprobare. Da. Supunem spre aprobare, da? Le-a studiat în comisie, domnul. Da, bine, vă mulțumim. Cine este pentru? Contra, abține, domnul. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistență personală a persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1-2024. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Hai să vedem. Da, aici am avut răbdare pe aici. Da. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august-septembrie 2024-2028. Domnul Zăvrăs, Domnul Zăvrăs,
Nu. Poate să nu îmbunătăți, poate că nu. Domnul Stoica. Domnul Stoica. Domnul Stoica, da. Deci, supărind preotările, domnul Zărnescu, domnul președinte Zărnescu, va fi nou președinte, da? Sigur, vă rog. Cine este când? S-a votat în unanimitate. Cine știu votul, nu-i mai niciun dată. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea legii indicatorului tehnic. Are din munce acasă, prin urmă. Cea dezvoluit generală de a actualiza, după procedura de achiziție, proiectare și executare pentru obiectivul de investiții, sistem de canalizare și alimentare cu apă în localitatea de Brătila și Drăgugești, comuna Ilicin, județul Bacău, aprobat pentru finanțare din programul național de investiții, Angel Salini, precum și asume reprezentări categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Da, aici dacă permitem să vă prezint o prima dată, e vorba despre acel proiect alimentare apă și canalizare la Brătila și Brătila, cu care e demarată de început de anume ordinul de ceva care a fost dată cu 200 în urmă. Au început deja execuția, se lucrează la captare și la state temporare și la primul tronson de producțiune, unde am început cu pichetări, cu cheți, cu măsurători topo. Indicatorii tehnici pe care aprobăm astăzi sunt indicatorii finali, conform proiectului tehnic. După cum știți, proiectul de finanțare este 30 de milioane de lei, e un proiect de execuție de 35.900 și un pic, în ordinul ultimii indicatori. Asta înseamnă că aproape 6 milioane de lei sunt bani pe care noi trebuie să găsim ca și sursă de finanțare. Proiectul se întinde exact pe valoarea exactă. Cu siguranță vor fi poate o uliță, două sau capete de străzi care nu le va ajunge tot în fază apa și canalizarea în cele două sate. Avem, pentru că am fost împreună cu domnul Mărgărină la Ministerul Dezvoltării și Țării Drăgurile și avem garanția că și poate chiar și acei 6 milioane de lei să găsim soluții tot în cadrul Ministerului Dezvoltării, încât vor fi comune și cu siguranță vor fi comune cu care nu vor cheltui bani sau care nici măcar nu au început execuția. Dacă nu vom găsi și alte soluții, poate ajunge la un bun, la un moment dat, nu știu. Ne-am ferit fiecare dată, dar viitorul va vedea ce se întâmplă. Despre asta este vorba, dacă sunt discuții pe tema acestui proiect. De unde încep lucrările de până acum? De la Brătila? De la captare. Se începe cu Brătila pe partea de alimentare cu apă și canalizare, pentru că acolo așa a fost făcută o primă organizare de șantier. Știu că în marți am fost în locul de până în marți, n-am fost în de fapt și eu am fost în concediu. Am început cu pichetarea zonei de depurare și a zonei de captare, urmând să măsoare și parte de prim tronson, pentru că conform ISC-ului controlul se va face pe tronsoane, adică în fiecare fază de lucrări vor fi cei la ISC care vor supraveghea de aproape proiectul respectiv. E un proiect care se va dezvolta pe cel puțin 2 ani de punct de vedere, vă dați seama că are în asuma de 36 milioane de lei, 360 de miliarde vechi, nu sunt bani puțini, e vorba de 7 milioane de euro, chiar de 7 milioane de euro. O comună grea ca noastră, că cunoaștem cu toți, acum suntem toți oameni cu experiența aici și știm că și Gheorghiu, și Drăgugești, și Brătila sunt sate destul de greoaie din punct de vedere al geografiei, cu ridicări de pantă, cu străzi înguste, cu drumuri asfaltate care vor fi stricate, nu va fi un proiect foarte ușor, va fi un proiect greu. Se va finaliza, sunt convins de lucrul ăsta. Firma care va executa lucrarea este aceeași firmă care au executat și tronsonul de Render Bugești, Gimonacul din Bacul Mărănești, 2007, cheia câștigat licitația. Lucrarea făcută atunci, la timpul respectiv, destul de ok, pentru că noi nu avem probleme legate la banii de rețeaua de pe. Problema noastră este legată de sursa de apă, problemă care, din păcate, nu văd eu soluții, nu știu, poate văd și alții, poate văd și alții, poate văd și alții, soluții, din alte spate, dar realitatea este că în zona noastră astăzi apa este așa cum este și știm cu toții că lipsa apei o să țin cu toți anului acasă. Poate minte, luați de la Consiliul Județean, de la Cuvern, vor găsi o soluție și să demareze începerea acestui proiect de
a reface barajul Bel și cu siguranță lucrul acesta ne va ajuta să nu că suntem prima comună, primul sat de la în apropierea barajului, poate eu știu, eventuală chiar captare din cadrul barajului, o stație de tratare a apei și vă licim să apropia. E păcat să curgă, dar să vă să puțin cu ultimul este astăzi, să curgă și să nu fie slăbit undeva, pentru că vedeți și la unii sunt probleme cu apa, cred că ar trebui o sursă vei și pentru ei, o sursă și pentru noi, o dată în urmă. Dacă aveți dumneavoastră întrebări? Da, eu vreau să întreb la Drăgutești, canalul. La Drăgutești, canalul... Cât se întinde și pe lume? Deci la Drăgutești, canalul se va întinde de la strada bisericii, coboară de la biserică în jos, tot ce înseamnă străzi laterale, șesului, nu șesului, busuiocelor, ciungi, până cu acest perfenta, sau câmului, drumul principal tot, până la legătura cu stația de la Gălegiu, cu stația, cu captare de la Gălegiu. Dar de la biserică în volumie. La biserică în volumie. Nici partea scriului. Nu. Dar asta nu este că nu s-a vrut când a avut Ciprian sau când a avut Leo. Noi am făcut un proiect pe o sumă de bani pe care am avut-o câștigată prin proiectul de finanțare a Ministerului Dezvoltării. Ei au spus că ne dă 30 milioane, noi ne-am uitat la 36 ca să fie legată și în sursa respectivă, și în zona respectivă sau am spus la început că siguranță și îmbrătirea. Avem două străzi, de exemplu, aici ajuns la Capa și mergem după Pecearul, care nu sunt branșate de primă fază pe partea de stradă de apă și canalizare. Sau de la biserică, de la centrul de zi spre Ciortea, spre Renunța, în partea cealaltă. Pentru că n-au ajuns bănuți să continuăm lucrările și nu puteam să ne... Cel puțin eu nu aveam și nici nu am nici astăzi curajul să mă fie ancorat într-o cheltuială de 50 de milioane de lei, în situația care mi-a dat doar de 30 de milioane. Nici nu ceam la capul lucrarea respectivă. Iar situația asta s-a repetat de fiecare dată, și nu doar la Hidegiu, și în toate comunile. Dacă vreți, am zis și când am fost băie după asfaltare și canalizare la Drăgugești, la Dealele. Păi, au fost bănuți, ne-am oprit la 3-9 milioane de euro, s-au fost proiectare, nu mai știu, la un centru. Cu siguranță, din ultimele discuții de la Ministerul Dezvoltării, și chiar din vorbeam cu domnul Făcher ieri, că puteți să mă vorbim de la Vizionul la el, pe apă și canal nu prea sunt bani cheltuiți. Iar pe PNRR, pentru că era Salini, e foarte posibil să găsim soluții și pe extindere, pentru că clar e vorba de un alt proiect, clar, să găsim soluții și pentru extindere, plus pentru cota aceea. Deci, eu repet, noi trebuie să venim cu 60 de miliarde de lei. Da. În situația în care bugetul comunei Hidegiu azi este de 1 milion pe lună, pe an. Asta înseamnă că nu e bugetul pe 6 ani, ar trebui dus în apă și canal ca să încheiem împătratul respectiv. Sau să ne împrumutăm, sau să găsim o alte soluții de finanțare, pe care le-au găsit și ceva cu primării și vreau să le-au găsit și noi. Asta e clar, nu putem să ne oprim și să ne oprim cu lucrarea la 30 de milioane, cât avem garanția că... Dar atunci a devenit constructor care v-a spus, nu pot să mă opresc aici, pentru că am chiar răbătat de 36 de milioane. Mi-e de-aia 6 milioane, că eu vreau să continui lucrarea. Și să m-am întrebat și lucrul ăsta. Nici chiar legiu, nu are canalizat decât până la bloc. Clar, legiu, de la bloc până... Atât. Așa a fost prețul proiectul inițial, atunci acel integrat din 2012-2010, canalizarea de la bloc până la biserică și stația de curare. Un câștig pentru noi e stația de curare. Dacă noi aveam staționat la Hidegiu pe o capacitate mai mare, cu siguranță nu puteam să ne branșăm cu Drăgugești și aceea trebuie încă o stație de captare, pe lângă cea din Bărătila, care și aia costă câteva sute de mii de euro. Nu știu exact să ne spun. Deci tot de la Drăgugești o să vină aici la stația de curare. Da, la Drăgugești va veni la stația de la... Unde cobor, dar nu e o mică lege de acolo din deal, acolo e ultimul cămin, se va branșa și e și o stație de pompare. Stația de pompare e subdimensionată pentru ce va prelua din Drăgugești. Cu siguranță o să preia o altă stație mai mărișoară, cu pompe mai puternice, care se poate împinge și ca de apă va fi altă, îți dai seama. Iar la Drăgugești se adună. Eu spun că, din punctul meu de vedere, și la Brătila și la Drăgugești, era neapărat nevoie. Miroase urâtă în comună la noi de la stat, de la tot ce înseamnă scurgeri de apă menajeră în șanțul. Și nu e doar unul, sunt toți îți dau, și tu știi foarte bine, toți dau drumul, dacă la Delegi și la Delegi, unde jumătate din sat au canalizări și avem chiar mai mult de jumătate, pentru că au și baciul, iau și biserică și cesturi, nu sunt de bine, dar Drăgugești s-au învățat toți să dea în drum, în șanță.
noaptea, ziua, în plus șansul detonat de verde. Asta trebuie să îi țin numai de amenzi, să-i amendăm pe toți ca să o facem la cap. Poate găsim soluția asta, să găsim o sursă de finanțare, să facem o extindere pe zona respectivă. Eu cu siguranță nu vă mai găsesc. O să găsească cei care rămân în locul meu aici și sunt convins că vor găsi soluția. Important este că avem de plecat și că sunt 36 de milioane de bani pe care îi dau la ei. Deci adăugești ca să auzi zona aceea de la biserică până la Trențu, nu este prinsă prin față. Dar asta și la captare din Răzvări, ce s-a văzut, s-a curat? S-a făcut niște foraje în momentul studiului de fezabilitate, dar și acum proiectării tehnice, pentru că nu puteam face proiectarea fără studiul hidrologic. Nu sunt surse de apă atât de bogate pe cât mă așteptam să fie, adică e clar, ținând cuvântul că Brătila, e locul de Brătila care a fost comună până prin 67, știm că o să știu. Asta a fost o distință. Nu știu ce să spun. Cred că pe timpul verii situația lipsei ape se va repeta și în Brătila, cu siguranță. Șansa cea mai mare și care e un avantaj pentru Roate este că proiectul respectiv are și branșamente și raporturi. În situația în care avem branșamente și raporturi pentru un proiect, ce nu s-a întâmplat la proiectul dinainte, că nu se făcea pe atunci, cred, branșamentul va fi în fața porții, va fi contorizat, va fi totul pe acum. Iar dacă mă întrebați cu Vinsă dacă aș mai fi avut eu de putere de decizie atunci când se va fi finalizat cu care respectiv, eu nu aș dau pentru un operator străin. Aș dau câte un operator. Adică să nu se mai bucă primăria absolut greu, pentru că este cea mai mare problemă a primarului în funcție este apă. Totul se sparge primarului pentru domeniul existat. Iar ca primar este foarte greu, cel puțin în mediul unui cunoști pe toți, să faci și chestii pe care nu le-ai făcut înainte sau nu le-ai făcut alții în interzat. Și o să fie tot o singură sursă de alimentare? O să fie o singură sursă de alimentare, cu câte galere? Cu 25 metri, câte era? Câteva surse de apă care au fost folosite până anul din urmă, până atât. Eu când am venit la primărie în 2008, de exemplu, sau chiar în 2005-2006, când lucram în Brătila, curgea apă la toate rubinețele astea de stradari, care erau supraplinuri la izvoarele captate de oameni. Eu cred că își va reveni clima asta și la noi și într-un an, doi, poate mai dă Dumnezeu să avem o iarnă, două, mai puternici, mai cu zăpadă, să-și revină până la frească, ne mai putem folosi și de surse respective, cea de Mocan, cea de jos de acolo la Dan, cu Rău, sunt surse care au o forță de apă. În Brătila există apă la rubinet, că mai puțină, că mai multă, că mai ai doar noaptea, că unul consumă mai mult, toată se repetă peste tot. Nu mă întrebare, adică la Brătila, canalul și papă, nu merge de la biserică, mai sus, acolo, dar așa. Deci, peste tot la Brătila. La Mocan. La Mocan se oprește la, cred că la intersecția ce indică și cu o stradă frânceană. Nu, nu, în zona aia. Și la Mocan, ca apă, nu mai să vei. Și la Mocan, Hotărăști, în forță. Dar depurare înseamnă că tratează, epurează apa respectiv și o dă într-un curs de râu. Problema vostru nu dă un curs de râu Brătila, pe râul Brătila. La grezonării. Asta vreau să termin. Pentru că s-a făcut un studiu de diluție și pe râul de Brătila, care a zis nu puteam să-l dăm acolo, am mărit cu 200 de metri, am prelungit epurarea, să o dăm de tastău, pentru că volumul tastăului e mult mai mare și poate întinde. La grăzinării, băiețași ăștia care au luat în arenda cu intrați cu 15-20 de arăți
în islam, cum a fost islam atunci. Se poate duce în partea aia acolo. Da. E mai ferit? Nu se poate duce nicăieri. Deci proiectul în faza în care este astăzi trebuie respectat 100%. Nu există soluție. Mai în privat, când mutăm stația, când mutăm stația. Nu, dar cum deranjează? E mai sus, nu există. Lasă-mi, dar nu mi-a sumat. Dar nu va ajunge la acolo, pentru că ea va fi spranălțat. Ți va spranălțat. De-aia se vină cu rău și acum vin cu rău, mai nu dau stații temporare, nu mai nu dau o grăgeare. Dar să ridic la tot, dar nu-i dat. Păi și trece de micro, nu-i mă analizare să ne vorbim. Dar nu-i... A, nu-i... A, nu-i canalizarea. Canalizarea le-o dă la dea. Băi, ava sau mare? Ava, să știți că nu este... Și-a lăsat o problemă, nu degeaba. Degeaba, degeaba. Nu este o problemă foarte mare să faci și ieșine cu niște străduțe de câteva sute de metri. Eu nu mai am întrebat-o. Un metru liniar de pexau sau cum dacă ești la PPR-ul, costă 7 de bani. Da, da, eu v-am voie o să duci-te mă la vrâncea. Până la cum să vrâncea. De data asta nu cum ai întrebi. Dacă vei avut 50 de miliarde, atunci era nici... Dar măcar am luat, am întrebat cu un metru de bani. Măcar am. O să fii și am. Nu ar spune ce. Lucrarea asta. Găsim apă. Nu este apă. Este apă, nu se caută. Ne mai întâlnim noi, să vă ceva de spune. Hai, cum nu este apă? Cine e apă? Cine e apă? La plăt, mai este apă acolo când vrei. Nu, parcă, întreabă mă. Ce faci un lucru? Să te discuți. Discuți. Nu este apă, o cheamă. Supun la vor. Mai sunt pentru domnul proiectul numărul 5. Este pentru domnii care sunt online. Domnii care sunt online, nu vă aud. Bă, ce faci de domnul? Domnul Artefan Maia. Da. Mihaela. Vă spuneți acolo? Da, ok. Da, trebuie. Ultimul proiect. Diversiți. Vreau să zic eu un lucru, dar ce ești înscrie? Care se va începe canalizarea? Nu faceți la asta, care costă la Buzoceni. Dar dori și urmă, dacă o mașină vă lasă, ca să fie drumul ăla circular. Pane, bun, 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 bun. Că pe strada Buzoceni. Bă, la voi ne-a putut să facă. Dar zic că începe ca niciodată. Niciodată nu s-a dus de mic până acolo. S-a duce drumul așa. Niciodată nu arăta ca acum. Lăsați vorbul, răjeala de asta. Răjeala de treile de asta, vom știi cine nu stă acolo. Sau cine nu stă acolo. Ce mă ce să fac, mă ce să fac, canalul, mă stai și așa. Poftim? Păi m-am zis până s-a duce. Nu o să vedem asta. Aici vorbesc. Deci nu o să vedem noi ceea ce să zice. Nu o să vedem, vă spun sigur. Foarte încrezător sunteți, domnul președinte. Da? O să mai vorbim, o să ne trec tot noi, preocupate puțin, o să mai plecăm. Da, mai o vacanță, o pistă 4 ani, să le iei, frânt. Iar în consiliul local. Dar vă spun așa. Poate trebuie să trece la lege. Ui, problem, fiecare are dreptul, mă. Și tu pistă 4 ani, că ai experiență de spune. Eu mă de treabă, gata. De ce? Să faci o țară? Ia să mă vezem, să spunem. N-au primit toți. Ar trebui să vină să depună cerere sau da, care este procedura? N-am făcut niciodată o împărțire pe... Exact. Nu exact. Banii sunt aceeași așa cu un an. Așa. Dar, ținând cont că am împărțit în trimestre, banii au fost împărțit și pe trimestre. În primul trimestru a luat, cred, cu totul la DR, dacă nu mă șel, apoi a luat cel de la Cirești. Cred că au luat și părintele de la Până Cirești în luna asta. Cred că sunt 2 sau 3 de luat, un Brătean a luat. Brătean, dar trebuie să vină și să depună o cerere, o cerere tip pe care l-a transmis-o cei de la Curtea de Conturi, ca să nu mai faci o cerere de mână și trebuie controlată, urmărit de interes, până spate dovada cu ceea ce a făcut banii, cumpără materiale de la tot, Dumnezeu știe ce fac. Plătesc bilete la mare, nu știu. O să avem un regulament, da, o să avem un regulament în curând, care să se stabilească clar. Cerere de finanțare. Da, ce-i dă putem la urmă? Cred că nici tu nu ești nici pe urmă. Ea, sunt atât de bucurești, nu-i făcut. Deci,
Eu am zis să stai până când mergi pensie, n-ai încercat. Trebuie și de la PRGU, de nu știu exact, dar de ce l-ați luat. Inclusiv și pe aia cerești, eu am luat un mesaj. Și este aceeași sumă, la fel ca și anul trecut, n-am venit de parochii. La toată, mulțumesc. Felicitația la gaze, ce mi-a făcut? Felicitația la gaze, s-a prezentat cineva? S-a prezentat o firmă care se numește Gazprom Internațional Distribution. Sunt în evaluare, până acum am lucrat la Valuca. Ținem legătura cu tine, contează cu Carmen, cu noi, vedem dacă se califică sau nu se califică. Nu am distribuit asta până când nu studiem tot ce s-a întâmplat. Ții că nu-i joacă, eu risc, mai fost controlat de 2 ori, 3 ori. Măcar bine că s-a prestat cineva, că e o perioadă să presta nimeni. În prima etapă, până la 4 iunie, nu de 4 iunie a fost noi ne-am străduit, am avut discuții cu unul Nero și cu cei de la Delgaz, adică eu, ca să fiu sincer, mi-aș spune cele mai mult să vină cei de la Delgaz. Dar cred că sunt destul de comozi, vor să câștigi bani foarte, foarte ușor, nici noi nu avem investiții, nu avem o finanțare exactă, ce discuții ca și la gaz, ca și la apă și canal. Avem 12 milioane de lei, situația în care, ca să acoperim toată comuna, de la 46 milioane de lei. E o chestie de început, o chestie de înființare a sistemului și ei vor să vină, să te dai banii, să-și noi să-i facem lucrarea și apoi ei numai să încaseze. Că asta înseamnă concesiune, da? Și iar avem de feța cu ei, conform legii, de 1% din venitul lor. Adică primăria va casa aproape nimic. Dar nu asta ar fi o problemă, că nici nu ar fi interesată primăria sau, nu știu, n-am fi interesat să câștigăm noi, pentru că nu mai trebuie să câștige locatarul, nu? Să fie umbrașat și să aibă gata poartă. Toate când spuneți asta de cu gazul, totdeauna a fost umflată și o umflăm și noi și o umflată toată lumea. Dacă mă întrebați pe mine, vor fi destul de puțin umbrașat pe o perioadă, pentru că nu e de simplu. Un umbrașament e 100 de milioane, gazul costă 30 de bani pe lună, adică nu e de simplu. Situația în care noi stăm la, în comuna Hercule, la o casă de 150 metri pătrați amplite, care plătesc 22 de bani, 21 de milioane. Așa avem un pătrat. Da, dar mai găsești un pun în gătire, mai tai un creac, mai știu. Noi suntem cum o suntem tineri, dar ce nu suntem. Da, vreau să vă aduc în discuție o problemă socială pe care probabil administrația sau, mă rog, executivul o cunoaște, dar eu îmi fac datoria să o reamintesc pentru că am avut-o și noi în vedere în Asociația Fii Satului Brătila, dar suntem depășiți. Este vorba de cazul unei femei cu probleme de sănătate care are un copil de câteva luni pe care nu-l poate îngriji, dar nici nu vrea, de fapt nu-i după voie, să-l dea în plasament sau să se întâmple ceva cu el. Domnul primar, nu vreau să nominalizez, bănuiesc că știți despre cine este cazul, s-a făcut anchetă socială acolo, ce se întâmplă? Noi cu copilul ăla nu o să-l mai găsim în viață acolo. Nu anchetă, nu anchetă socială, a fost colega noastră la Memorul împreună cu cei de-a putea copilul acolo, nu se impune, scoate tatăl, la tatăl și-a luat angajamentul înscris că copilul este în condiții normale, cu toate că noi, eu nu am spus clar, la început că copilul ar trebui ridicat, deci în atenția copilului, fără discuții. Chiar marțiara veneam de la Brăchela și ne simțim că asta era beat în praf pe stradă. Deci copilul nostru îl mai găsim în viață, dacă nu facem ceva. Copilul nu arată rău. Știți că acel copil este luat de câte o rudă și ținut cu săptămânile ca să-l crească, să-l hrănească? Da, în momentul în care tatăl spune și se angajamentul că... Nu există tată. Deci acea persoană, concubinul mamei, nu este tatăl copilului. Păi, da, este tatăl biologic, nu este recunoscut civil. Pentru că... Tatăl copilului, eu nu... Este trecut în certificată de naștere? Nu este. Și ce dreptură are dacă nu este? Este trecut la tatăl certificată de naștere. Nu sunt căsătoriți, dar este trecut tatăl, îl cheamă Costache Petru, nu îl cheamă Tatălia, dar trecut tatăl încercat. Eu am fost pentru a se ridica copilul de acolo. S-a dat o șansă, nu de mată, acolo, între 3 săptămâni, dacă nu mă știu, sau 2 săptămâni, nu știu, a fost ceva de mată, ce n-am. Mai bine, cred că 2 săptămâni. Cred că 2 săptămâni, el a început să plângă și-a luat angajamentul. Scris că el este acolo și că nu va pune viața cu copilului în pericol, nu îl duce la muncă, stă lângă el. Deci părinții vor să-l țină pentru alocație, pentru bani.
Deci părinții declară că își asumă responsabilitatea, dar nu au niciun fel de responsabilitate. Așa, nu ce să fac mai mult de să-și cunosc în acelea. Păi, da, ancheta ce-a relevat? Ancheta a relevat că sunt condiții... Păi nu, 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 păi dacă ancheta spune că nu sunt condiții optime pentru a menține copilul în familie, atunci se impune să scoatem. Deci e nenorocire, știi despre ce? Și e bine și pentru copil, poate are șase, ceilalți și-au revenit, ceilalți pe care au avut și care au avut aceeași soartă. Au fost adoptați, eu știu că sunt cineva mi-a spus că vrea să-l adopte. Nu există cazul, este procedura, întâi îl instituționalizezi, pe urmă procedurile, dar trebuie scos din acel mediu. Copilul este lăsat singur acolo, în casă, de câteva luni și ea e plecată la băut, el pe drumul pe unde umblă, deci nu o să-l mai găsim. Eu, mai mult de atât, nu pot să fac. Da. Ce facem cu copilul ăla mic de la Brătila? Alu. Fără. Fără alu. Fără alu. Da, mă rog. Cred că nu-i o vedere. Nu, nu, s-a angajat angajamentul, că au grijă de el, a fost... Dar sunt de mai multe ori. Sigur că da. Da, dar tocmai asta e faptul că a fost de mai multe ori și a zis că situația nu s-a schimbat și riscul există. Adică, ancheta socială a relevat faptul că acel copil poate fi menținut în mediul acela și nu există un pericol pentru el, mediul în care trăiește? Nu-i pune viața în pericol? Nu-i pune viața în pericol. Nu, pentru că ei nu, cum să zic, au grijă. El îl îngrijesc, îi dau să mănânce, îi dau că e mic, copilul are câteva luni. Nu, eu știu că pleacă și îl lasă în pădus și se duce la băut. Eu, de câte ori, i-am surprins acasă, i-am surprins acasă. Nu, nu i-am înțeles niciodată. Chiar ultima dată când am fost vizitat pe barcherul ăla, știi? Am fost fără să-i anunțăm. Normal că nu i-a dus, era beată, când... era beată, bravo. Atunci, da, în momentul inițial, când am avut prima vizită la ei. Cui voi copilul ăla trebuie? Copilul este luat de cineva. De către nașa lui. Dar femeia este speriată că vine cineva, ea vrea să-l ia în mod juridic, dar nu se poate asta. Nu poți să iei copilul cum mă trezi. Nu, ea a explicat. Nu știu și doar cu Marina. Am vorbit cu ea. Ea nu îngrijește. Deci ea nu îngrijește. De ce este luat acel copil? Nu crește în condiții bune? Și trebuie să ajung undeva. Ce că să-i mai fac o baie? Mă rog. Mie mi-e frică. Deci, sincer, mie mi-e frică. Eu cât am putut, nu mai răspunde la telefon, că am mai certat-o și am mai dus câte ceva și nu mai răspunde la telefon. Și am zis că nu este ok. Asociația noastră îi plătește ceva zilnic pentru masă familiei. Da, mama și copilul, pentru familie. Pentru familie. Așa, noi am încercat să-i aducem Pampers, lapte cât am putut, dar în ultima perioadă n-am mai răspuns la telefon și din alte surse, mi s-a spus că nu este ok. Da, nu știu, dacă... Cum se zic, obiceiurile lor... Asta spunea și... Dar pentru copil... Pentru copil n-ar fi mai bine să fie scos din mediul ăsta, că punem pe primul plan interesul copilului. Da, dar știți cum este. Acum sunt centrele astea cum sunt într-o formă de desfințare și aia care sunt în centri vor să-i aducă acasă. În ideea în care totuși copilul este îngrijit. Îi dă lapte, are lapte praf, are eu de câte ori am fost, aveau. Prin grija doamnei și prin grija doamnei le aduce. Când ei beneficiază la noi de PMI-ul ăsta nou, cu copiii, cu tot. Mai mult de atât a... Ce e legătura, nu e nicio problemă, dar ei nu-și doresc lucrul ăsta. Păi nu-și doresc să trăiesc din alocație, dacă el nu muncește. Dacă el muncește, ea nu muncește. Nu au interes să țină copiii, să trăiască din alocațiile lor. Mai mult de 3 ani care stă cu harpa de veri și cu chile de pufle. El merge la munca asta zilier, nu e remunerat și cu care vreau să mă. Și când mai ajunge la munca, cu ce este copilul dacă mai casa este beată? Nu asta, normal. Păi nu poți să amă doi acasă cu copil și fără nimic. Trebuie să mai neapte să mergea să trăiești ceva. Și asta e greu. Trăiești din alocație. Nu știu. Așa, 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 îndicăm, dar rugămintea mea este dacă tot au avut postatea asta și prin fundația de la asociația asta fiind satului, nu le vedea niciun sprijin după ce vă duc. Păi normal, pentru că nu să mai primească nici măcar la locație. Sprijinul pe care dau de voastră, fost doar pentru alcool. Nici de bun, dar nu, 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 noi am plătit un cont zilnic la un magazin.
din care familia își ia doar alimente, pâine și ceva de mâncare. Pentru că mai este un copil de 4 ani în acea familie. Mai este un copil. Care trăiește cu pufuleți. Tot cu alunc, tot în lume. Deci noi nu-i dăm bani, să ne înțelegem, noi nu-i dăm bani. Noi am plătit un cont și am până la sfârșitul anului, dar sincer nu mi se pare că faci, adică nu ajutăm. Nu se rezolvă problema. Nu, îi asigurăm. Deci nu se rezolvă. Da, cu banii ceilalți face altceva. Deci nu rezolvăm problema în felul ăsta. Noi ne-a fost milă de copil, ne-a fost milă și de băiețelul celălalt care este isteț. Și doamna educatoare spune că chiar este și copilul acela ar avea o șansă la o altă viață, cel de 4 ani, dar care la fel este. Copilul respectiv a mai fost integrat odată în sistemul de gen SPC. S-a dus și l-a luat. Păi au nevoie de veniturile care le iau după copil și nu-i nimic nou. Ce să văd acelui copil când se duce și colo și colo și nu are o casă stabilă? A fost câteva luni buni luat și după aia au intervenit, mă rog, nu cu intervenit. S-au dus la DGA SPC și au luat tot felul de angajamente, au făcut ce le-au, au respectat ce le-au spus cei de la... Și printr-o sentință judecătorească, foarte repede și foarte ușor, le-a dat copilul înapoi. Noi știm pe partea cealaltă, eu știu că nu este ușor să instituționalizez un copil care are părinți. Dar, sincer, mi-e frică să nu ne trezim cu nenorocere și cine este? Primăria, asistența socială, adică dacă noi am avut cunoștință, dacă am luat atitudine. Și interesul copilului meu este să trăiască în mediul ăla. Că m-a oprit pe stradă, ia un suc la copil. Ia un suc la copil, îmi zice maică-sa, era cu cel mare. Nu, dă-mi bani să iau un suc la copil. Și copilul zice, da mă, mama, acum nu trebuie. Da. Da, deci despre asta e vorba. Nu știți, mintea, zicem așa, da. Deci orice bănuț are o destinație, nu interesul copilului. Da, o să încercăm. Le mai, mă rog, nu că le mai, tot i-a mai păsuit, am zis că se mai îndreaptă. Am zis că se mai, știți cum este copilul luat de lângă părinți, integrat în sistem? Nu e bine în părinții, lângă părinții aia. Deci nu este bine. Dacă le ia așa de botez să-l îngrijească pentru că părinții nu sunt în stare să-i acorde. Deci vă dați seama. Mai fost doar cu științarea mea, deci nu... Da. Asta vreau să spun și femeia spune, doamne, mi-e frică, mă trezesc odată să-mi bată și spune că i-am furat copilul. Da? Da, legal, așa este. Că, adică dacă copilul l-a dus la cineva, poți să-l acuzi din răpiri sau de alt minut. Dar am spus că nu-i cazul, pentru că ei știau și știam și eu inclusiv. Din când în când, mai ia două, trei zile, îi mai face o băieță ca lumea mai... Și cu săptămâna. Și, probabil, da. Dar hai, mai să o să... Să da, o să... Nu ajunge la știrile de la ora 5. Sper să nu ajunge chiar la știri. Da, mulțumesc. Da. De ce sunt concrete de cei de la protecția copilului? Bineînțeles că și noi susținem. Da, tot frumos, bineînțeles. Dar tot am zis, tot am păsuit. De ce să nu spun? Că nu cam păsuit. În ideea în care zic, hai noi să nu ne spărțim copiii de părinți. Hai să le mai dăm un termen. Dar dumneavoastră mai știți ce antecedente am avut noi cu fata asta. Foarte bine. Da? Și ceilalți copii, nu știu, unul sau voi, au fost adoptați și au fost probleme normale. Da, dar ea nu. Deja din... Nu, dar au fost adoptați de familie și s-au integrat. Integrat într-o familie și au avut o altă șansă. Dacă rămâneau cu ea... Nu eram... Deci când ea a dat din copii la stat, să zicem așa, nu știu. Ba da. Eu nu eram cel puțin. N-ați fost la psihiatrie cu Ramona? La cealaltă. La cealaltă. Era mama, nu mai știu. Da. Mai ai cineva care vrea cuvântul? Domnul Consilier? Doamna Consilier? Mi-a zis că mai au ședință, cei care n-au nimic de spus. Răbiță-mă, 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 Discutate. Mai e cineva care știu, dar nu de pe aia la ședința închis. Da, mulțumim. Da. Ce? Vă doresc multă sănătate.